Iată și bicicletele se aud. Numai suneria. Votați Partidul Verde Ecologist pe 11 iulie 2021, un partid progresist, un partid cu candidați și candidate. Votați un partid care luptă pentru un mediu înconjurător sănătos, pentru un aer curat, pentru o apă curată, pentru un mod de viață sănătos. Votați Partidul Verde Ecologist. Verde pentru sănătate, verde pentru viitor. Verde pentru drepturile omului. Și verde pentru drepturile omului. Un partid pro-european. Fiți prieteni cu natura. Verde nu înseamnă numai natura, dar înseamnă modul de viață sănătos. Să fim prieteni cu natura. Votați Partidul Verde Ecologist. Votați verde. Nu fiți indiferenți de modul de viață care îl duceți. Votați Partidul Verde Ecologist. Votați Partidul Verde Ecologist. Să votăm viitorul acestei țări. Să votăm un partid cu un buget zero. Dar de la zero se începe tot. Veniți să discutăm platforma noastră electorală cu candidații. Iațco Natalia, Petrunia Glodeni, Oleg Brega, Pepen Sângireni, Olga Panas, Soroca. Ups! Iată și boxa nu ține cu mine. Teren accidentat, îți dai seama cum merg oamenii cu cărucior pe aici? Da. Cu scaun rulant, cu... Avem drumuri tare bune. Europene. Și usată îi vrea să... comuniștii tăți, că sunt drumurile foarte bune. Și usată îi vrea în Parlament. A avut două mandate de primar. Nu a făcut mare lucru. Zic, se vede cum se gândesc la oameni. Oamenii ăștia care până am 30 de ani conduc. Hai să traversăm, hai să traversăm. Mergem la peroane. Suntem la autogara din Bălți. Parte din turneul electoral în nordul Republicii Moldova. Am început la Petrunea, în sat la Natalia, ca să nu începem din Glodeni. După ce ne-am mutat la Glodeni și acum suntem la Bălți. Și, în mod ciudat și paradoxal, nu plouă și nu prea-i glod. Sunt doar băltoace și praf. Și drumuri foarte proaste, da. Și gara cum era pe timp sovietic, așa au rămas. Autogara. Magazine. Da, nu erau așa prăvălii buticuri pe timpul sovietic. Oleac e pavată așa la gara. Dar drumul pe unde treci în Udina? E tot. Au apărut bancomate, nu erau, da. Asta de fapt, vine în sovietic. Pentru cine are... Sunt în țară, dar cu bancomate sunt și bani. Pentru cine are card, dar nu prea au oamenii obișnuiți să-ți plătească cu cardul, tot scot cash, îl transmit de mână în mână și tot riscă să se infecteze, pentru că nu prea există magazin, iată, la tarabele este nici bun de casă nu-ți dă, nu încă să poți plăti cu cardul. E ca și microbuz cu numere albe, deci nu-i autorizat să facă transport de călători. Pentru că ții microfonul în fața boxei. Zi ceva. Poftiți la microfonul verde. Veniți să discutați cu candidatele și candidații Partidului Verde Ecologist. Ce privire atrasă. Sexy. Nu-i trebuie lui partid. Avem și vechi frumoase. Da, și mai frumoase este acolo.
de la Peroane. Правачи человек. Спасибо. Вот от партиду Верди Экологист, дамна. Спасибо, и вам того же. Врешь свою мэна либера? Câini vagabonți pe aici. Nu, unii-s dragi câinii, toate animalele, dar să nu stea libere în stradă pentru copii. Cățelul acum se teme de copil, dar când o să fie flământ, poate sară și să-l moște. Copiii voștri să plătească sute și sute de lei pentru musuri și pentru tot asta. În Europa se trezesc, dar noi tot ne râdem. Nu, nu ne trebuie aer curat, nu ne trebuie apă curat. Drepturile omului, lasă te-ai scris în Constituție acolo. Lasă să fie așa, că nu a fost timp de 30 de ani până acum. Și facă exact ce-o făcut până acum. Votați comuniști, ei viitorul vostru. Șor, mă vă mai furi încă alți 4 ani. Dar nu votați oameni simpli care vin cu buget zero, da? Reclamă la antireclamă. Votați Partidul Verde Ecologist! Cuțulache. A fost cândva câine de casă, cred că l-au abandonat și a rămas pe stradă. Viitor multicolor.